Potrivit directorului DSP Suceava, dr. Liliana Grădinariu, deși inițial a existat suspiciunea de toxinfecție alimentară, caz posibil, conform definiției de caz din metodologia de supraveghere a focarelor de toxinfecție alimentară, aceasta a fost infirmată epidemiologic din mai multe considerente. Produsul alimentar incriminat, lapte, a fost corespunzător din punct de vedere chimic și bacteriologic. De la pacienți nu s-a izolat agent patogen, neexistând produse patologice care să poată fi recoltate, lichid de vărsătură, materii fecale. Apariția foarte rapidă a unor simptome digestive ușoare, la 20 minute de la ingestie, se putea produce în două circumstanțe. Fie inoculul microbian a fost extrem de mare, fapt infirmat de analiza produsului, fie a fost vorba de o indigestie provocată de înghițirea unei cantități mai mari de lapte în timp foarte scurt și apariția prin simpatie a simptomelor la ceilalți elevi. Simptomele digestive ușoare au apărut la un număr mic de elevi față de numărul total al elevilor care au primit produsele alimentare, 522 de elevi, a arătat directorul DSP. Concluzionăm că acest episod epidemiologic a fost corect raportat de către instituțiile implicate, școală, ambulanță, spital, însă nu a fost vorba de o toxinfecție alimentară, ci probabil unul de indigestie, a declarat Liliana Grădinariu. 9 elevi de la școala gimnazială Bădeuți au fost internați la Spitalul Municipal Rădăuți luni, la amiază, cu suspiciune de toxinfecție alimentară și boală diareică acută. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică au demarat o anchetă epidemiologică. Cauza probabilă luată atunci în calcul a fost laptele împărțit la școală, despre care copiii au spus că avea un gust neobișnuit.